Salut, lei! Voi face citirea pentru săptămâna 17 iulie, 23 iulie. O săptămână cu o lună nouă în 17 iulie, în rac, pentru care voi face imediat runele și Venus în 23 intră în retrogradare, în leu. Să vedem ce aspecte primiți în această săptămână. Lumea. O schimbare. O schimbare care depinde de voința voastră. Voi decideți această schimbare. Este o schimbare profundă în idei, în gândire, în mentalul vostru, în sentimentele voastre, în sensibilitate, în emoții, în creativitate, energie, vitalitate, comunicare, relații. Deci această schimbare depinde numai de voi și ea este considerată un talisman al norocului. În tarot avem două talismane ale norocului. Una este o arcană majoră, aceasta. Și una este asul de monede. Deci această schimbare depinde numai de voi și va aduce aspecte foarte benefice. Deci este ceva benefic pentru voi. Haideți să vedem ce se întâmplă cu voi, lei. Iată un rege de monede, magicianul, 8 de cupe. Am putea spune că începeți săptămâna cu un ajutor pecuniar din partea unui bărbat cu ascendent zodie în Taur, care vă ajută cu bani. Poate fi un ajutor din punct de vedere al relațiilor, dar și un ajutor pecuniar poate să fie. Poate să fie un împrumut, deci este un aspect care este legat în primul rând de partea materială, de bani. Și este personalitatea voastră, este foarte important pentru voi. În schimb, fericirea voastră, aveți magicianul. Sunteți dispus să faceți orice pentru a vă atinge un scop, pentru a fi fericiți în această săptămână. Fie că este vorba de distracție, fie că este vorba de iubire, voi sunteți capabili să faceți totul, să vă urmăriți acest scop și să-l atingeți. Deci am putea spune, vă folosiți ideile, gândirea, așa cum am spus, aveți un talisman al norocului în aceste schimbări, fiindcă toate semnele arcanelor le are și magicianul pe masă. Spadele, gândire, mental, cupele, sentimente, emoții, creativitatea, monedele, pentagramele, dar și energia, vitalitatea, bastonul. Deci toate acestea plus bagheta magică, care vă ajută să manipulați persoane sau situații, vă ajută să vă atingeți scopul pe care vi l-ați propus. Și 8 de cupe în cunoaștere pentru voi, călătorii, sunteți totuși nemulțumiți. Ați făcut multe eforturi, dar nu ați primit ceea ce ați dorit, ceea ce ați sperat, o recunoaștere a eforturilor voastre. Resurse. Loc de muncă, carieră. Legat de resurse, s-ar părea că ați avut proiecte foarte importante, proiecte care trebuiau să vă aducă niște venituri mari. Dar totuși undeva ați greșit. Această greșeală vă face să nu primiți cât ați sperat. Primiți mai puțin, dar nu pierdeți. Deci este totuși un aspect, să zicem, în care sunteți corectați, dar câștigul vostru este mult mai mic. Acești 7 de monede. Deci promiteți că pe viitor veți reuși mult mai bine, veți continua aceste proiecte. Trebuie să fiți foarte prudenți. În schimb, la locul de muncă, mare atenție, un paș de spade. Vorbim de o persoană care are un aspect pe gemeni. Este o persoană tânără,
poate fi vorba de o femeie, dar sau vărsător, este o femeie care, cum să spun, este puțin cam intrigantă. Este la locul de muncă și s-ar putea să vă creeze probleme, să vă aducă inspecții datorită faptului că duce vorba de colo-colo, a făcut cunoscut ceva în altă parte, vă aduce niște rivalități. Trebuie să fiți foarte prudenți la locul de muncă, fiindcă poate să fie o inspecție care să vă aducă chiar sancțiuni. Voi vă doriți în carieră norocul. Sperați să vină acest noroc, Sfinxul, să rotească această roată a norocului în favoarea voastră. Dar niciodată nu veți ști dacă este în favoarea voastră sau nu. Este bine să țineți cont de sfatul acestei arcane. Trebuie să vă doriți ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept, să fiți tot timpul corecți, dar să vă ascundeți scopurile și, bineînțeles, să fiți fermi în tot ceea ce faceți, astfel încât să puteți să primiți cheia puterii în palma voastră. Comunicare, contracte, relații. În comunicarea voastră cu apropiații, vorbim de frați, surori, vecini, veri, voi vă faceți tot felul de iluzii. Comunicați cu ei, dar totuși vă formați o imagine greșită. Alergați după un fel de Fata Morgana. Nu vedeți realitatea. Trebuie să fiți foarte prudenți, fiindcă această șapte de cupe poate să aducă amăgiri. În schimb, vorbind de contracte, contractele sunt legate de un prinț de cupe. Poate pentru unii poate să fie o relație, poate să fie o relație de iubire, poate să fie o căsătorie. Este totuși o atenționare, fiindcă acest prinț de cupe, el întotdeauna cheltuie foarte mulți bani și realizează venituri foarte mici. Din cauza aceasta pare să fie ca un fel de curtezan. Așa este perceput de ceilalți. Este un suflet mare, dar întotdeauna de importanță atmosferei. Deci nu se uită la bani, vrea să-și creeze o atmosferă plăcută, agreabilă și din cauza aceasta dă impresia aceasta de curtezan. În schimb, relațiile voastre sunt cu o regină de cupe. Poate fi vorba de o protectoare. Reginele întotdeauna sunt suverane și ele au această atitudine de a-și da importanță, de a fi stăpâne pe o situație. Este totuși o regină de cupe sentimentală, sensibilă, romantică, preocupată de trecut, preocupată de relații, relațiile din familie, de antichități, de relațiile cu părinții. Deci, schimbătoare, poate să fie o femeie care vrea să vă arate că ea e capabilă să vă protejeze. Trebuie să fiți totuși atenți, fiindcă este și schimbătoare. Și promite multe, dar niciodată nu merge după acest principiu. Adică să țină de promisiuni. În schimb, în familie, în cămin, aveți acest nou de spade, dușmani. Probleme, blocaje care vă dau dureri de cap, dar ele nu sunt oricum. Sunt aduse de anumite persoane care nu vă văd tocmai binele, nu vă văd tocmai bine. Și am putea spune, sfatul este păstrați-vă scopurile secrete. Nu vă puneți scopurile la dispoziția acestor persoane. În schimb, schimbarea pentru voi vine din partea unui prinț de monede. Vorbim de un bărbat tânăr care călătorește foarte mult, dar în aceste călătorii realizează venituri. Venituri care se acumulează și poate să realizeze chiar o avere și este un exemplu. Poate să fie o schimbare care
o transformare pentru voi, am putea spune, să mergeți spre acest prinț de monede, să încercați să acumulați. În schimb, karma voastră este acest 8 de monede. 8 de monede arată în primul rând contestări. Voi munciți foarte mult, dar nu puteți spune că veți realiza o avere din această muncă. Munca voastră este acumulată, dar am putea spune că resursele sunt foarte mici și este totul mediocru, dar totuși aveți persoane, acești dușmani, care vă neagă drepturile, vă contestă drepturile, vă contestă dreptul la munca voastră, fiindcă aici, în primul rând, apare această muncă a voastră. Acesta ar fi principalul aspect. Deci, munca voastră este contestată. Aceasta a fost citirea pentru voi, pentru lei. Eu vă doresc o săptămână frumoasă cu împliniri și nu uitați, dacă v-au ajutat aceste citiri, puteți să ajutați și voi canalul să se dezvolte, să creez noi conținuturi și puteți să dați un like sau să vă abonați, nu vă costă nimic, dar ajutați acest canal și vă mulțumesc!